Nu o să vă țin foarte mult, o să vă dau o declarație de presă și sper că toate întrebările care o să le aveți, presupun, o să le regăsiți în materialele care o să vi le dăm. În primul rând, îmi cer scuze public focșănenilor și familiei Cârcei, dacă prin declarația mea de zilele trecute, imediat după moartea domnului Emil Cârcei, am lăsat impresia că vreau să-mi fac imagine mie personal și a partidului pe care reprezint. Vreau să-i asigur atât pe ei cât și pe familia îndoliată că nu am avut nici cea mai mică intenție să ne facem imagine. Pur și simplu a fost o reacție spontană, dacă vrei să... o reacție spontană a unui om, fiindcă sunt tată, am și eu la rândul meu părinți, am copii, se putea întâmpla oricui. În acel moment putea să fie un copil, putea să fie un bătrân acolo și acest eveniment tinde, eu să cred că rămâne fără, totuși văd că domnul primar nu a dat niciun răspuns și nu a arătat cu degetul spre o persoană sau spre o instituție sau firma respectivă care se face vinovat de acest eveniment. Ulterior mi-am dat seama că am fost înțeles greșit. Pe de o parte, dintre cei care au citit sau au văzut declarația mea, prin care îi cer demisia primarului. Bineînțeles, o să mențin punctul de vedere în ce privește demisia primarului și a consilierilor locali. În același timp, încă o dată îmi cer scuze focșănenilor și a familiei îndoliate care au crezut că atât eu cât și PDL își face imagine pe acest eveniment neplăcut. Pe de altă parte, acțiunea care noi vrem să o întreprindem este faptul că în acest moment, astăzi, am depus sesizări atât la ITM cât și la parchet. Și dorim ca instituțiile abilitate să-și facă datoria și în același timp să putem să aflăm și noi cine se face într-adevăr vinovat de acest eveniment. De fapt, cine se face vinovat de astfel de chestii care știm foarte bine că acest proiect de peste 30 și ceva de milioane de euro, 300 și ceva de milioane de euro, trebuiau într-o oarecare măsură aceste gropi, aceste catacombe, pot să le spun, trebuiau să fie și ele semnalizate. Nu voi fi ipocrit și nu voi arăta cum ar trebui semnalizate șantierele. Ar fi un gest tardiv, deși destul de târziu, fiindcă nu putem să-l întoarcem pe acest om. Ca cetățean, sper să nu se mai petreacă și astfel de evenimente și sper ca pe viitor atât primarii, atât primarul, atât consilierul local să-și asume responsabilitatea și să arate exact spre cei care sunt vinovați. În același timp, o să las colegului meu, o să-i dau cuvântul, el o să vă dea și aceste sesizări și plângerile care le-am făcut noi către parchet.